Este timpul să facem transferul la FC Cojasca. La câți bani avem? Cred că jucătorii vor juca pe o banană și un Pepsi la doză. Salutări și bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră minunată cu FC Cojasca, după cum puteți vedea în imagini. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul trecut. Nu uitați, dacă mai vreți un nou episod cât mai repede, lăsați un like acolo. Hai să strângem 2000 de like-uri. Și astăzi o să ne concentrăm cel mai mult pe transferuri, după cum puteți vedea. Am băgat aici o listă minunată de jucători foarte tineri și cu mult potențial. Așa că o să începem cu un prim transfer. Deci cel mai scris jucător acolo în comentarii a fost frate Marius Marin, pentru că este liber de contract, este român de al nostru, 22 de ani, probabil că o să crească foarte bine. Hai să-l cumpărăm, să începem direct cu un transfer în forță. La restul jucătorilor aștept să vină scoutul și după vom vedea ce mai cumpărăm. Hai să încercăm să îl cumpărăm pe Marius Marin, băieți. Ia uite mă, în Concordia, dar noi suntem din Cojasca, nu se potrivește. Jucător, ia uite ce vopsit e Marius Marin ăsta. E liber de contract și are bani de vopsea, cum vine asta? În fine, hai să-i dăm aici crucial. Lui Marius Marin cu siguranță va fi titular la echipa noastră. Contract pe 5 ani o să-i dăm de sigur. O să joace foarte mult la echipă dacă nu-l vindem repede după un sezon. Poate face 90 OVR. Ci că vor fără clauză, ok, o să acceptăm. Dar nu merge să dau skip. Acum mă lasă. Nu știu cât are salariu, dar hai că-i dau 15.000 și un bonus de semnare de 30.000. Sper că e o sumă corectă. Ok, acceptă. Acceptă, da, acceptă. Credeam că nu acceptă, credeam că s-a supărat. Probabil să-i fi dat cam mult, dar reușim să îl cumpărăm pe Marius Marin, băieți. Se potrivește perfect la mijloc, pentru că nu avem jucători așa high rated. Îl avem aici pe Manole, meșterul Manole. Și nevastă sa, nu mai știu cum o chema, de-a zidit-o, în perete. Da, Marin cu Manole cred că vor juca aici la mijloc, în caz că nu transfer altceva nou. Trebuie să dau și câteva development planuri, însă vom da la final după ce vom face echipa full. Până atunci trebuie să jucăm un match la turneul nostru de pregătire. De fapt, cred că vom simula în mare parte. Avem ofertă pentru Matei de 650.000 de euro. Nu știu ce vârstă are Matei, dacă e bătrân îl vând clar. 31 de ani, acceptăm oferta 650.000. De fapt, aici cere puțin mai mult, dar sigur nu primim. Așa că o să acceptăm așa. Catargiu pe 400.000 o să îl vindem. 33 de ani, nu mai face față la echipă. E unul dintre veterani. Cred că îl doare spatele dacă a jucat la Cojasca. Așa că e timpul să simulăm un meci, dacă e ceva jucăm în semifinale. Akintola e cam obosit. Vom vedea ce variante mai avem pe CAM. Îl avem pe Varenkov. Da, nu prea avem variante pe CAM. O să dăm quick sim să vedem ce se întâmplă în meciul cu Pau FC. Probabil o echipă mult mai bine cotată. Ba nu, câștigăm cu 1-0 și Marius Marin marchează la debut, băieți. Se pare că a fost un transfer inspirat. Debutează cu un gol aici la FC Cojasca. Bravo lui, ce să zic. Avem încă un friendly aici. Vom juca cu rezervele pentru meci cu cei de la Niort. O să dăm desigur quick sim și pierdem cu 2-1. Bine, extraordinar. Tot așa vreau, numai înfrângeri. Da, pierdem aici, dar ne calificăm mai departe în semifinalele turneului de pregătire. Și ofertă pentru Gorie de 760.000. O să fiu nevoit să refuz, pentru că e unul dintre cei mai buni fundași central pe care i-am și o să refuz. Nu dau fundaș central, chiar îmi pare rău. Și avem mare semifinale de la turneul de pregătire. Jucătorii foarte obosiți, după cum se poate vedea. Voi juca cu Amzine și cu Gorie, desigur. Partea stângă din nou trebuie să cumpărăm ceva nou. Partea dreaptă trebuie să cumpărăm neapărat ceva de rezervă. Radacanu aici, Teixeira pe partea stângă, Giusufi pe partea dreaptă și cam asta e echipa. Va intra de asemenea și Marius Marin încă o dată și Akintola. Hai să dăm drumul la mei să vedem cum se descurcă echipa. Bălan joacă în minus 7, dar n-avem jucător, trebuie să cumpărăm neapărat. Ok, și începe semifinala turneului de pregătire. Hai să vedem cum ne descurcăm. Jucăm versus Havre, cred că echipă din Liga 2 din Franța, poate chiar din Liga 1, nu știu sigur, dar cred că e din Liga 2 100%. Și chiar sunt curios cum se va descurca Marius Marin. Hai să vedem, băieți, ce se întâmplă. Îl avem pe Radacanu, omul meciului în episodul trecut. Ce pasă dă acolo? Hai că a dat-o. Da, mă, Alho. Cel mai bun transfer, dar nu mai are stamina, aici nebun, se accidentează. Ok,
Ok, Casimir aici. Checta, șut periculos. Cererea încă o dată ne arată de ce e capabil și scoate efectiv fiecare șut. Cel mai bun portar din istorie, direct. O să ia balonul de aur, băieții noștri. E Messi al portarilor, direct. Ok, Radacanu aici se duce, Radacanu. Nu e offside, mă, vere. Legenda spune că o să fie bătut arbitru de jucătorii de la Cojeasca. Dar dacă îi ajută, legenda spune că o să vină și la grătar. Marius Marin, ce bine pasează, se duce Radacanu, are viteză Radacanu, nu prea are cu cine pasa totuși, l-așteaptă pe Akintola. Aoleu, ce-a fost asta, vere? Hopa, pericol mare, pericol mare și e gol, bă, e gol, chiar nu mă așteptam să primesc gol dintr-o asemenea poziție. Se pare că cerea pasta ușoară n-a putut să o scoată la colțul scurt și se face 1-0, un gol destul de ușor primit. Apărarea nu prea a făcut față. Sper totuși că o să reușesc să întorc, pentru că am nevoie de cele 2 milioane de euro. Să mai facem niște transferuri în plus. Ok, Marina acolo, la Akintola se duce. Akintola, nu e offside. Akintola marchează 1-1. Revenim destul de repede, pentru că l-avem pe zeul Akintola. Uitați-vă ce jmecherea Akintola asta. Deci nu o dai cu el, o să îl țin toată cariera efectiv. Vreau să-l duc la 90 OVR pe Akintola. Akintola încă o dată. Akintola e dement. Akintola pasează la Jusufi. Jusufi! Wow! Aplauze pentru Jusufi, băieți. Nu-l mai băgăm niciodată. Mamă, Dahlo ăsta nu mai poate, mă. Trebuie să-l scoatem, că nu mai poate. Nu știu, o să joc aici cu un fundaș central și aici îl bag pe Manole, că n-avem fundaș lateral. Nu mai pot, băieții, au obosit. Șut peste poartă acolo. Ok, Marius Marin pasează bine către Akintola. Pasă bună, se duce zeul Akintola. Nu poate fi oprit. Mamă, cum s-a aruncat portarul, dar n-a avut nicio șansă. Akintola rupe poarta, băieți. Rupe și steagul, îi dă mare palmă și se face 2-1. Akintola e dement. Cel mai bun jucător de la echipă, clar, frate. Ce șut la colțul scurt. N-a avut ce să facă portarul. S-a aruncat portarul direct ca în piscină la faza asta. Și facem 2-1, probabil să ne calificăm mai departe în finala turneului de pregătire. No, Cernea, bravo, Cernea. Deși mă așteptam să prind mingea aia, pentru că s-a dus cam încet. Bravo ție totuși. Pasă bună, se duce acolo jucătorul ăsta, Radacanu. Radacanu 1 vs 1 se întoarce, cât de greoi se întoarce, însă rămâne mingea la el acolo cumva. Pasă încă una, Jusufi, de data asta finalizează sau pasează, dar nu reușește nici să paseze bine. Da, mă, Akintola, mă, da, mă, da. Bravo, mă, l-a pus pe ăla pe jos efectiv și se face 3-1. Akintola reușește hat-trick-ul, cred că hat-trick-ul reușește. Akintola e demențial în acest meci. Reușește primul hat-trick din cariera cu FC Cojeasca. Ok, Akintola poate da 4 goluri. E dement, mingea rămâne la el. Scoate portarul, nu cred, aproape să marcheze 4 goluri. Radacanu la Marin. Ok, se duce acolo acel jucător. Centrare către Akintola. Ratează, bă, nu vrea să dea golul 4. Nu vrea să-i distrugă efectiv de tot. Păstrează cele 4 goluri pentru alt meci. No, pericol mare. Cernea salvează situația. Ia mă că mă duc să dau cu Cernea gol. Du-te, Cernea. Cernea se duce. Du-te, Cernea, și dă-i gol. Deci dacă dă Cernea gol. Da, mă, Cernea. Cernea va da gol astăzi. Cernea. Nope. Nu, de ce a degajat-o? A degajat-o singur, bă. De ce a degajat-o? În loc să stea cu mingea acolo, în fine, reușim să câștigăm, băieți, cu 3-1 și mergem mai departe în finală. Așteptăm de asemenea să vină și scoutul ca să mai transferăm niște jucători. 3-1 reușim să câștigăm, cum am spus mai devreme. Hai să vedem dacă au venit și scouturile. De la jucători deocamdată nu au venit, mai trebuie să așteptăm. A, ba da, au venit. Deci hai să o luăm în ordine. Iani Stoica, 625.000 de euro, un preț bun. Poate să joace și pe poziția de striker și pe poziția de CF și pe poziția de right wing, Iani Stoica. Îl avem pe Ahmed Ban, 525.000 de euro și acesta poate să joace pe mai multe poziții, right wing, left wing, cam două transferuri pe care cred că le voi face 100%.
Petrilă, foarte scump, n-avem bani de Petrilă. Sefer, un transfer de asemenea foarte bun, care poate să joace la mijloc și cred că acolo îl voi juca dacă îl voi transfera. Un fundaș central care are destul de mult pace, Hegman de la Dinamo, 1.200.000, cam scumpicel. Xavi Simons, 2.200.000, sigur nu-l transferăm. Mitaj de la Aica Atena ar fi extraordinar pe poziția de left wing, însă și el foarte scump. Încă un jucător de la PSG, îl avem pe Eduard Michut, 1.800.000. Îl avem pe Tamas Kis, după ce dă gol te pupă, după nume. Și ăsta e destul de scump. Octavian Popescu, cred că e 3 milioane lejer. Mamă, n-avem bani clar de Octavian Popescu. Urzi, 5.500.000, foarte scump. Faghir, ăsta e interesant, la 1.600.000. Și mai avem încă un atacant, 3.400.000. Foarte scump jucătorii, dar o să începem cu Ianis Stoica. Și că trebuie să dau între 720.000 și 1.000.000 ca să-l cumpăr pe Iani Stoica. O să dăm undeva la 700. Hai că îi dau direct 700, mă. 700.000 de euro pentru Iani Stoica, jucător de la FCSB. Cică acceptă, mulțumesc. Mulțumesc, meme, pentru că ai acceptat, ce să zic. Și va veni Iani Stoica la Cojasca, băieți. Un jucător de la FCSB, un jucător cu potențial destul de mare. Îl voi juca pe poziția de CM cel mai probabil. De fapt nu, stai că l-am pe Akintola acolo. Cred că îl joc right wing, clar. Sau left wing. Are salariu destul de mic, ceea ce îmi place. O să-i dăm aici, desigur, Crucial va juca clar titular. Ci că vrea să fie sporadic. O să acceptăm atunci sporadic. Dacă el vrea să fie sporadic, îi dăm sporadic. Contract pe 5 ani clar, fără clauză de reziliere. Și salariu nu cred că o să ceară foarte mult. Are 1.200 la FCSB, noi o să-i dăm 3.000 de euro la Cojasca, plus un bonus de 10.000 la semnare. Ok, acceptă și vine primul jucător, al treilea jucător transferat, Iani Stoica, 60 OVR, însă are potențial destul de mare, va juca pe poziția de right wing aici. Și mergem și mai luăm încă un mijlocaj lateral sau o bandă și îl vom transfera și pe Ahmed Bani, cred că așa îl cheamă, da, Ahmed Bani sau Bani, Bugs Bunny. Da, acesta e 525.000 de euro, puțin mai ieftin. Zic eu că e perfect la echipă. Îl voi transforma într-un left wing și va juca titular și acesta. Dacă am luat jucători de la FCSB, trebuie să luăm și de la rivala Dinamo. Are 18 ani bani, sper că o să crească destul de mult. Și o să dăm undeva la 600.000 de euro pentru Ahmed. Ok, se bucură din prima, mă acceptă din prima, ce să zic. Bine așa dacă vrei, acceptă direct, frate negoiță sau nu știu cine e ăsta. În fine, o să negociem și contractul cu acesta. Nu cred că o să aibă salariu foarte mare dacă Ianis a avut 1.200. Ahmed are doar 500, așa puțin, doar 500 de euro. Foarte mic salariul, o să-i dau eu niște bani acolo să-l motivez destul de mult. Dar sper să nu și-o ia în cap. Și o să dăm un contract pe 5 ani, acceptă, clauză de 1.100.000, o să scoatem clauza pentru că posibil să crească foarte bine. Vrea 500 de euro salariu, un bonus de 4.200, clar că o să acceptăm. Și vine și Ahmed Ban la echipă. Hai să vedem ce rating are acesta. Îl băgăm aici, tot 60 rating. O să trebuiască să le dăm și development plan, însă o să le dăm imediat. Totuși vreau să-l iau și pe Sefer, vreau să-l iau și de la Rapid, dacă am luat de la FCSB, am luat de la Dinamo, trebuie să iau și de la Rapid, trioul perfect de echipe, de tradiție din Liga 1 și pe Sefer o să-l joc CM, văd că zice că poate să joace și CM, așa că o să încercăm să luăm și pe Sefer de la Rapid, încă un jucător cu potențial mare, băieți. Dăm undeva la 800.000, de fapt hai 850 să treacă de la noi, acceptăm aici 850, sper că acceptă și clubul, ci că vor 850 plus o clauză de 4%, hai că acceptăm, nu mai stăm să discutăm, nu e foarte mult 4%, deși dacă stăm să o calculăm că îl vindem cu 100.000.000 și negociem contractul cu Sefer pe care îl vom transforma într-un mijlocaș central. Bonus de 7.800, salariu de 750 de euro, plus un bonus de goluri de 28.000. O să acceptăm, nu cred că de el 20 de goluri.
Și vine și Sefer la echipă, băieți, încă un nou transferat care va juca pe poziția de mijlocaș central. Avem aici pe Sefer 61 rating. Trebuie neapărat să iau și fundaj lateral, pentru că acolo stăm destul de prost. Nu știu ce să cumpăr, să fiu sincer. Sincer, l-aș lua pe Mitaj ăsta, dar o să mai așteptăm puțin. Hai să vedem ce mai putem să cumpărăm de pe această listă. Avem și un atacant destul de promițător, îl avem pe Fagir. Aș cumpăra și un atacant, dar parcă aș vrea și un fundaș central. Da, voi încerca să iau un fundaș central. Are 80 pace băiatul ăsta, are 20 de ani și cred că o să fie rupere totală jucătorul acesta de la Dinamo. Să încep cu negocierile, desigur. Și vreau să-mi scrieți acolo în comentarii cât mai multe sugestii de fundași laterali, ori stânga, ori dreapta, pentru că am nevoie neapărat la echipă și cred că o să rămână ceva bani. O să vedem imediat câți bani ne vor mai rămâne. O să dăm 1.200.000 încă un jucător de la Dinamo pe care îl transferăm. Se pare că cei de la Dinamo au jucători foarte interesanți. Da, mă, ți-l dau pe Ian Stoica. După ce l-am cumpărat, ți-l dau pe Ian Stoica. 250.000. Da, mă, ți-l dau pe Ian Stoica direct. Ok, accept aici 1.250.000 pentru Ekman. Un fundaj central foarte vitezoman, așa dacă putem spune. Direct Speedy Gonzalez e. Nici ăsta n-are salariu mare, ceea ce îmi place. E inspirat din realitate. Contract pe 4 ani, crucial. Acceptă jucătorul de la Dinamo. Fără clauză de reziliere, desigur. Nu e nevoie de clauză. 7.000 la semnătură. Hai să vedem dacă acceptă. Ok, acceptă și am transferat și mare fundaj central. Efectiv ne-am întărit echipa pe foarte multe posturi. O să joace în locul lui Gori ăsta, cred. Da, băieți, și mai avem buget de fundași laterali. Mai avem buget de 3 milioane, așa că scrieți-mi acolo în comentarii ce fundași laterali aș putea să cumpăr. Deși cred că o să vină și banii din finală dacă o voi câștiga. Vin și de acolo încă vreo 2 milioane, deci cred că o să avem undeva la 5 milioane. Și în primul rând trebuie să dau development planuri. Ian Stoica va avea un development plan. Voi încerca să-l cresc pe viteză, pentru că asta îmi trebuie la un winger, deși cam are viteză, are foarte multă viteză. Atunci o să-l cresc pe șut și o să-i dau inverted winger. Zic eu că e perfect pentru acesta. Bani o să se transforme într-un left wing. Durează 7 săptămâni până se transferă în left wing. Bă, o să-i dăm și lui Uribe ăsta sau, dar parcă n-ai jucat cu Uribe, parcă ai transfera și un atacant. Bălan o să aibă și el un development plan, un left back cu potențial destul de mare. Lui Ekman clar îi dăm stamina, o să-i dăm sweeper. O să-l transformăm de asemenea și pe Sefer într-un mijlocaș central, deși cred că o să dureze cam mult. Da? Durează cam mult să-l transformăm într-un mijlocaș central. Din păcate, nu știu ce naiba are, că zice că poate să joace și mijlocaș central, dar de transformat durează foarte mult. Da, băi, cam aici terminăm și noi episodul. Sper că v-a plăcut, o să mai dăm data viitoare development plan și o să mai transferăm noi jucători acolo în defensivă și poate la mijlocul terenului. O să salvăm totul, să nu uităm să salvăm. Da, ne vedem data viitoare. Like dacă vreți episod cât mai repede, 2000 de like-uri și mai facem. Eu am fost Gianni, v-am pupat.